În primul rând, țin să mulțumesc tuturor pășcănenilor care au ieșit la vot pe 24 noiembrie și, în mod special, mulțumesc cetățenilor care au votat candidatul Partidului Social Democrat. Rezultatele la Pașcani sunt, după cum probabil cunoașteți, din 14.700 de voturi, candidatul PSD a obținut 7.100 de voturi, aproximativ 47,63%. Dacă facem analiza numărului de voturi la Pașcani în contextul general, național și județean, o să observăm că la Pașcani PSD-ul a obținut mult peste media județului și peste media pe țară. Dacă pe țară s-a obținut aproximativ 34%, a obținut candidatul PSD-ului, la Pașcani candidatul PSD a obținut 47,63%. În condițiile când candidatul PNL-ului a avut voturile tuturor formațiunilor politice care s-au înscris în turul 1. Deci, practic, diferența a fost foarte mică. Deci PSD-ul s-a luptat la Pașcani nu doar cu PNL-ul, ci cu toate celelalte formațiuni politice pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Dacă facem analiza în contextul local, nu putem să o facem neținând cont de contextul general, de modul cum candidatul PSD și-a proiectat campania electorală, de faptul, și trebuie să ținem cont de faptul că PSD-ul și candidatul PSD-ului a fost jignit, denigrat din toate direcțiile. Lucru care, din punctul meu de vedere, a contat foarte mult și a influențat foarte mult rezultatul. Sigur, administrația locală la Pașcani, în frunte cu mine, vom continua proiectele, programele pe care le avem în derulare și vom aborda și alte proiecte, în primul rând iluminatul public, vom continua cu extinderea rețelelor de gaze naturale, vom achiziționa firma de construcție și de proiectare pentru cimitir și piața din vale, deci vom continua astfel încât activitatea primăriei și activitatea tuturor celor cu care colaborez să aibă o influență pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea municipiului Pașcani și în creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Sigur, în acest moment se observă că alegerile prezidențiale au fost câștigate de PNL, au în acest moment și guvernarea, așteptăm rezultatele, care din punctul meu de vedere vor fi greu de realizat ținând cont de contextul economic național și european. Dragi pășcăneni, vreau să vă mulțumesc pentru că duminică ați venit la vot și indiferent pe votul pe care l-ați acordat unui candidat sau altul, meritați toate mulțumirile noastre. Chiar dacă doamna Dăncilă nu a câștigat aceste alegeri, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru că a dovedit că știe să lupte corect și cinstit într-o campanie electorală. De asemenea, vreau să felicit echipa care a muncit pentru doamna Dăncilă, vreau să mulțumesc votanților noștri și simpatizanților noștri. Ca prim-ministru, doamna Dăncilă a dovedit profesionalism, a dovedit că iubește România, iubește pe români, a condus guvernul foarte bine, a adoptat măsuri foarte bune în interesul României și a românilor. A fost o campanie destul de urâtă, o campanie grea, o campanie dificilă, o campanie care nu s-a bazat pe proiecte, pe dezbateri, o campanie care s-a centrat mai mult pe atacul la persoană. Și chiar dacă doamna Dăncilă a fost candidatul cel mai atacat din toate punctele de vedere, dumneaei a dovedit că știe să lupte cu demnitate și a dovedit că ar fi putut fi prima femeie președintă a României.
Noi vom continua să muncim. Pentru dumneavoastră, dragi pășcăneni, dorim să continuăm, să implementăm și să ducem la bun sfârșit toate proiectele bune începute și vreau să menționez aici faptul că avem foarte multe proiecte europene în derulare, am reușit să atragem peste 10 milioane de euro și vrem să finalizăm aceste proiecte pentru dumneavoastră, dragi pășcăneni. Urmează, desigur, încă la anul două tururi de alegeri. Noi cred că vom reuși să vă dovedim că merităm să fim lângă dumneavoastră și alături de dumneavoastră să finalizăm ceea ce am început.